Suntem 13 din 13, da? Suntem, doamna secretar, te spun, semnați, suntem statutari, putem declara ședința deschisă. Domnilor consilieri, ați fost convocați astăzi, 26 noiembrie 2019, la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Brusuroasa, care are loc la sediul Consiliului Local cu următorul proiect al ordinii de zi. Și dau citire proiectelor de zi. Proiectelor... Eu zic să le aprobăm și doar... Le citim? Da, cum să le citim? Le citim, da? Avem 14 proiecte de hotărâre. Dau citire la proiecte. La punctul 1. Avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 24 octombrie 2019. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unității Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, inițiator primar, domnul Dori Valeriu. Punctul 3. Proiect de hotărâre reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Brusuroasa, inițiator primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea taxei speciale pentru emiterea autorizației de construire în regim de urgență Comuna Brusuroasa, inițiator primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, inițiator domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani în vederea realizării activității specifice sărbătorilor de iarnă. La fel, inițiator primar. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice, consultanță și reprezentare în instanță a Comunei Brusuroasa și al Consiliului Local al Comunei Brusuroasa, inițiator primar. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice, consultanță și reprezentare în instanță a Comunei Brusuroasa și al Comunei și la Consiliul Local Brusuroasa. Tot inițiator primar. Ei, sunt două proiecte, dar pentru sunt pentru cazuri diferite. Da. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Brusuroasa pentru lunile decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020. Inițiator primar. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al bunurilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Brusuroasa și ajustarea valorilor de inventar, inițiator primar. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii octombrie 2019 pentru cadrele didactice și personalul auxiliar care își desfășoară activitatea la unitățile de învățământ Comuna Brusuroasa, județul Bacău și se deplasează din alte localități la instituții. Inițiator primar. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Inițiator primar. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului colectiv de muncă al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică. Scuze, inițiator primar. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de casare al instituției, al comunii Brusuroasa. Inițiator primar. Am dat citire proiectul de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi, domnul consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? S-a votat ordinea de zi. Începem cu punctul numărul 1. Proiectul de hotărâre numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 24 octombrie 2019. Are cineva? Are cineva o obiecție? Avem ceva de... Nu, n-am participat la ședință. Sau... Președinții comisiilor de specializare de specialitate, aveți... Nu s-a discutat, nu aveți... S-a discutat la comisii, domnul. Da? S-a discutat. Este în regulă, da? Cine este pentru? Punem la vot. Da, sigur. Unanimitate. S-a votat primul punct al ordinii de zi.
la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unității Administrativ-Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, inițiator domnul primar statutului. Da, după cum știți, noi suntem membru ADIS Bacău și în fiecare an trebuie să aprobăm regulamentul Serviciului Public de Salubrizare. Este în fiecare an, deci, cred că l-ați citit, dacă nu mai trebuie să-l aprofundați. Asta e. Deci anual trebuie de noi și aprobat de Consiliul Local, care fac parte din ADIS Bacău. Discuții pe... Pe cât timp avem contract cu ADIS-ul? La noi. Cât contractul? Cât s-a făcut? 10 ani era. 10 ani? Da. Asta e. 8 ani. 10, am fost 2 plus 8, 10 cu totul. L-am mai făcut de 2 ani și am mai de noi, după că am fost 2 creații, nu știu cum. 8 ani. În 8 ani am mai... Încă mai avangit? Nu, cu 2 plus 8, voi zis, da. Au trecut 2 zile cu tot. Nu, mai sunt, cum mai sunt, văd să vă 6 mai fi, nu știu, să nu vedem. Se mai zice la raport? Accesând banii europene, chideți să justifici valoarea. Și-au luat ei mașini, utilaje, ca să le amortizeze. Dacă pleacă acum din ADIS sau se dezmembrează, îți dai toți banii înapoi în Uniunea Europeană. Da, da. Îi ține strâns, n-ai ce să faci. Dacă pleci ca unitate singură, tot la fel zici că îți dă judecată și îți spune o sumă care... Dar n-are servicii de salubrizare. Nu, dar nu poți, da. Nu, dar să zic că ar exista altă firmă și să pleci la ea. E legal că n-ai cum să pleci. Contract făcut, că e făcut bun sau rău, trebuie să respectăm. Oricum, bun tare nu e, dar asta e viața la ce face. Să ne scrie cineva la cuvânt pentru acest punct? Domnul președinte, comisiilor de specialitate, ați dat avize favorabile? Dar să trebuie să dați ce președinte. Deci, dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Nu am exact la secretar consemnat, s-a votat. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru organizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Vâsturoasă, inițiator domnul primar. Tot la fel, în fiecare an, serviciul voluntar pentru situații de urgență al Comunei Vâsturoasă se reorganizează, adică mai bine din diferite persoane se înlocuiesc și există și un regulament după care se ghidează activitatea lor și normal el trebuie aprobat. Este uitați-l de acelui să-l citeți. Dar trebuie domnul Popa, nu cu el, în concediu. Domnul Popa, în concediu, aș vrea să vă spun eu că s-a schimbat legea. Da, și toate comunele care sunt la peste 20 de kilometri de... Da, trebuie să ne transformăm în serviciu tip V2, care are obligația să aibă mașină autospecială cu stingere, cu apă și spumă. Acum, deocamdată primul pas este ca această transformare să fie aprobată de către Consiliul Local. După cum știți, noi suntem la peste 20 de kilometri de... și avem între 1000 și 3000 de gospodării. Așa că vom vedea ce vom putea face mai departe. Deocamdată primul pas este această aprobare a dumneavoastră. Aproape imposibil. Te s-a dat 6 inși. Cu salarii și cu mașină și cu servanță, cu bopată, când văd ce-ți mai angajează. Eu asta ai vorbit cu comandantul ieri, o zic că avem un avantaj, fiind aici unitate de pompieri, s-ar putea să nu, dar trebuie pus în aplicare dacă unul în care nu. Și aici am să știi sigur, dar avem un avantaj, avem pus de pompieri. 20 km de la unitate militară. La prima unitate militară. Aici nu o să încadrează. Am spus asta, asta e o subunitate. Deci prima unitate de pompieri, deci aia mare la comunești. Așa iau în calcul. Auziți? Așa este exprimarea din punctul meu de vedere, mai nu pot. Să strigă automat cu concedii, cu tot ce trebuie. 4 șoferi cu schimbul să-i schimb, cu concedii 5 șoferi. Să mai trebuie 4-5 cervați ați fi utilă dacă nu ai nicio soție. Și să-i mai angajează că aproape primării, 14-15 oameni. Plus câte și câte. Fac bani. Da, da.
auzit, domnule, trebuie oameni pregătiți, nu poți să iei. Și pregătiți. Da, pregătiți. De unde v-am un avantaj, că nu știu de unde Comunitatea. Da, da. De unii bani. Auzi, de unii bani atâtea toți se povărează tot bugetele locale și de unii dai bani, băi. Să fie, dar nu e voie. Nu, că are. Deci, singurile comune care trebuie să facă chestia asta, să brusturoasă și balanca. Chimeșul e aproape de Lunca, nu știu dacă se încadrează. N-au punct, n-au punct, au punct al lor, al comunii, dar nu-i valabil. Punct de unitate de pompieri, unitate de pompieri. Ghimeșul are mașina lor. Nu știu exact, dar oricum noi suntem primii care trebuie să facem. Ghimeșul are mașina lor. Primii pe bani. Da, să vede ce o face, ce o face jurul, dar e foarte greu. Nu știu dacă are angajați pe ea, cred că sunt ăștia cum e... Serviciu voluntar. Serviciu voluntar. Vine unul, ea, și doi, trei, ești care... Să pun de la drum. Vom vedea. Domnul consilier, supun la... Mai tot bugetul ăsta, că se dea. Zici cine este pentru? Da, da. Nu am limitate sau votat. Asta e ultima problemă. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și stabilirea taxei speciale pentru emiterea autorizației de construire în regim de urgență, Comuna Brusturoasă, inițiator primar. După cum știți, noi în fiecare an am organizat activități specifice sărbătorilor de iarnă. Serviciul de urbanism. O cer că există situații când autorizațiile să construiți emită în regim de urgență. Și pentru asta o cer să mărească foarte o taxă specială care vrea regim de urgență, plătea ceva în plus. Asta despre asta este mă. O sumă deci pentru taxa de urgență. Da. Este tot la fel. Da. Mai aveți discuții? Dacă vrei la urgență. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? În unanimitate s-a votat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019. Inițiator primar. După cum știți, în fiecare trimestru trebuie făcut o rectificare. Sunt depus anumite sume de la un capitol la altul, de exemplu, pentru pomul de iarnă. Să ia la un capitol, spun la altul, să rectifică sumele, deci trebuie aprobate. Adică am mai luat diferite materiale pentru situații de, pentru serviciu de situații de urgență, pentru poliția locală, diferite materiale. Și s-au luat la un capitol, s-au pus la altul, s-au echilibrat și asta trebuie aprobat în situația locală. Ca să fie regulă. Ați avut materialul. Să pun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani în vederea organizării activităților specifice sărbătorilor de iarnă. Inițiator domnul primar. Aici este vorba de alocarea unei sume de bani în vederea desfășurării activităților specifice sărbătorilor de iarnă, care includ cumpărarea de cadouri pentru toți copiii de la școala generală, la toate școlile din comună, plus un pachet, adică câte un pachet mai mare, dublu pot să zic, pentru aceia care vin cu sărbătorile de iarnă, cu obiceiurile de iarnă, tot la copii. A zis că pachetul să poate, pachetul pentru copii la școală să fie în valoare de 20 de lei, iar ăștia care vin participă obiceiului și așa, să fie în valoare de 40 de lei, să fie mai consistent puțin, adică da. Care vin cu ursul, cu capra, cu colinul, e vorba de 100 de copii care nu se participă, au avut o evaluare deodată la școală cu camera, cu toți, 100 de copii. Deci ar veni 377 de copii, câte 20 de lei de fiecare copil, cadou cu diferite dulciuri, plus 100 de copii care participă la activitățile alte, să facem câte un pachet de 40 de lei fiecare ca să-i simulăm. Dacă sunt comune care cheltuie 10 milioane de lei sau chiar sute, și noi măcar atâta să putem face pentru copiii din comună, că poate să-i mai simulăm așa. Sunt bani, domnul primar.
Sunt bani. Sunt. Dar ce am vorbit până acum? Dacă păi dacă mă întreba dacă sunt și bani. Dar cum să nu fie? Dacă sunt, atunci. Cum să nu fie? Auziți, sunt până astfel, dar ați fost consilieri, auziți? Pentru activitățile de, auziți? Noi am prevăzut sumele, deci deja când faci bugetul din la începutul ăla, dar acum le-a aprobat sumele exact, dar trebuie să le dăm. Da, de la începutul ăla când faci execuția bugetară, trebuie să prindem sumele. Da. Mai sunt discuții? Nu mai sunt. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Nu am nevoie să votăm acest proiect de hotărâre. Nici mai. Conflict de interes. Proiectul de hotărâre numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice, consultanță și reprezentare în instanța Comunei Brusuroasa și a Consiliului Local al Comunei Brusuroasa. Inițiator, domnul primar. Da, aici avem două, dar zifezi, avem la 7 și la 8. Aici este vorba de achiziționare servicii juridice, întrucât, pe timp, poate că nu vreau să dau vina pe nimeni, așa s-a nimerit. Poți să-i conduce sau achiziționat, adică servicii telefonie și a fost contractul nu a fost la timp. Adică l-a dus până la deplinire. S-a reziliat. S-a reziliat, dar nu în timpul, deci înainte de timp, cum s-a spune pe mine. Și aba este de ce despăgubit. Și ăștia de la Curtea de Conturi, adică ăștia nu face ocazia. Deci, domnule, la Curtea de Conturi, da, da. Domnule, vezi dacă îți repeți și îți o zis să fie clauze abuzive ale ăștia la servicii telefonii, să punem un avocat și să dăm în judecată că-s clauze abuzive. Și eu enumerat în raportul de evaluare, o grămadă de comuni care au dat judecată și au câștigat. Sunt clauze abuzive care le fac servicii de telefonie mobilă. Ce-a? Păi sunt două. Avem cu Getbetul, cu Orange. Da, 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 da. Două. Deci două. Una la Orange și una la... O luată a fost cu cost BTE și au dat, adică, spre să soluționeze o firmă de asta de recuperare, Getbete, zice. Aba, s-au înțeles cu doar la alții. O să vedem ce o să întâmple. Mă trece și pe mine și eu să nu ieși cu voi. Păi dacă câștigam noi, da. Ce folosim? E clauză abuzivă și la tine. Da. Avem discuții bine? Atunci, dar nu supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Angajăm un avocat. Deja a fost succes. Nu l-am gândit. De la ca sarcină de Curtea de Conturi, înțelegeți? Și trebuie să de venire. Cine e divinul așa? Dacă e de bine, că sunt clauze abuzive. Dau citire proiectului numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice, consultanță și reprezentare în instanța al Comunei Brusuroasa și al Consiliului Local al Comunei Brusuroasa. Inițiator, domnul primar. Aici, doamna secretară, dacă vrea să vă expun o situație care există și să știți de cât din... Eu aș vrea să dau o citire proiectului de hotărâre, așa cum este el în formulat, în proiect. Și după aceea mai discutăm. Deci, articolul 1. Consiliul Local al Comunei Brusturoasa ia act de procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, încheiat la 11 noiembrie 2019, privind proiectul POSDRU cu titlu Viitorul e în mâinile tale, lider de parteneriat Consiliul Local Brusturoasa. Articolul 2. Se aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică în vederea contestării procesului verbal de la articolul 1. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se însărcinează personal din aparatul propriu de specialitate al primarului în funcție de atribuțiile specifice. Prezenta se comunică. Deci, după cum știți că am avut discuții și la ședințele de comisie, am primit un proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru proiectul derulat cu titlul Viitorul e în mâinile tale. După cum am văzut și scrie în acest proces verbal, titularul proiectului a fost Consiliul Local al Comunei Brusturoasa, lider de parteneriat. Iar organismul... Îmi dă cineva un proces verbal? Uh,
Organismul intermediar regional post-grup pentru regiunea Nord-Est cere banii de la noi. Dacă toată lumea a citit procesul verbal sau vreți să vă dau eu citire un pic din el? Sigur, da. Deci, după analizarea informațiilor din documentele menționate la punctul 5, s-au constatat următoarele. Contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Viitorul e în mâinile tale a fost încheiat între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Direcția Generală Postru și UAT Brusturoasa. S-a implementat în perioada 1 decembrie 2009, 31 a 5-a 2011 și a fost monitorizat integral la nivelul postului. Prin actul adițional numărul 3 la contractul de finanțare s-au transferat către OIRU Postru competențele, drepturile și obligațiile prevăzute în contractul susnumit, inclusiv competența de reziliere ulterioară a contractului de finanțare. Domnul Atonoae Sorin, în calitate de primar al UAT Brusturoasa, beneficiar al contractului de finanțare Postru, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin încheierea în calitate de președinte al Consiliului Local Brusturoasa a acordului de parteneriat numărul 3220 din 15-10-2008 cu Asociația pentru Educație și Dezvoltare Rurală Ioana Radu Rosete Brusturoasa. Aceasta din urmă, având ca președinte pe soția acestuia, Atonoae Cristina Maria, el deținând și funcția de secretar al asociației. Calitate încetată prin încheierea de ședința judecătoriei Măinești din 9-12-2009. Încheierea și semnarea în numele și pentru Consiliul Local Brusturoasa a contractului de finanțare numărul 361 din 19-11-2009 în vederea implementării proiectului Postru cu o finanțare nerambursabilă de 856.754 de lei, în cadrul căruia Atonoae Cristina Maria a fost salarizată timp de 11 luni pentru funcția de director, monitor, centru pilot. Semnarea în numele Comunei Brusturoasa a ordinelor de plată pentru Asociația pentru Educație și Dezvoltare Rurală Ioana Radu Rosete Brusturoasa în sumă de 290.840 de lei. Întocmirea și semnarea la data de 7-4-2010 a procesului verbal de predare-primire laptopuri, 5 bucăți, cu Asociația pentru Educație și Dezvoltare Rurală Ioana Radu Rosete, reprezentată de Atonoae Cristina Maria în calitate de președinte. Aceste fapte au fost consemnate de către Agenția Națională de Integritate în raportul de evaluare numărul 47983 din 2-12-2014, astfel cum prevede articolul 21 din legea 176/2010 privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Raportul de evaluare ANI a fost supus cenzurii instanțelor de judecată de către domnul Atonoae Sorin, demers judiciar care a fost respins definitiv de către acestea prin sentința civilă numărul 1232 din 30-4-2015, pronunțată de Curtea de Apel București, rămasă definitivă prin decizia numărul 2120 din 16-4-2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Acordul de parteneriat a fost încheiat în cadrul proiectului cu titlul Viitorul e în mâinile tale, pentru o valoare eligibilă de 856.754 de lei, din care asistență financiară nerambursabilă 839.619. În acest context, conform prevederilor articolului 23 alineatul 1 din legea 176/2010, în cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situația de conflict de interese, toate actele juridice sau administrative, încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută. Ca urmare,
acordul de parteneriat, precum și toate actele subsecvente încheiate sau emise cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, inclusiv contractul de finanțare, sunt lovite de nulitate absolută. De asemenea, potrivit articolului 76 aliniatul 1 din legea 161/2003, primarul este obligat să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic, ori să nu emită o dispoziție în exercitarea funcției care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său, ori pentru rudele sale de gradul întâi. Urmarea constatării definitive a conflictului de interese în care se află numitul Atonoae Sorin la semnarea în calitate de primar al UAT Brusturoasa, a acordului de parteneriat încheiat cu Asociația pentru Educație și Dezvoltare Rurală Ioana Radu Rosetti, Brusturoasa, reprezentată de soția acestuia, Atonoae Cristina Maria, se constată că fapta acestuia se încadrează în prevederile articolului 94, litera A, din Regulamentul Comunității Europene numărul 1605/2002, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, fapta domnului Atonoae Sorin se încadrează și în prevederile din același regulament, respectiv, se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de autoritatea contractantă, având în vedere că în calitate de solicitant, acesta a declarat în declarația de eligibilitate, anexa 3 a cererii de finanțare, că atât solicitantul cât și partenerii acestuia nu se încadrează în situația vreunui conflict de interes. Fiind constatate aceste încălcări ale prevederilor ghidului solicitantului, se constată că sancțiunea administrativă și financiară care se impune nu poate fi decât rezilierea contractului de finanțare și recuperarea tuturor sumelor rambursate în cadrul proiectului către beneficiarul UAT Brusturoasa. Referitor la aplicarea proporțională a sancțiunii, având în vedere prevederile articolului 96 alineatul 2 din Regulamentul Comunității Europene, numărul 165/2002, și având în vedere principiul proporționalității, așa după cum este acesta enunțat la articolul 2 din OUG 66/2011, se constată următoarea. Având în vedere că proiectul și-a atins indicatorii și rezultatele propuse în cazul în care conflictul de interese ar fi afectat strict și limitat doar relația dintre UAT Brusturoasa și Asociația pentru Educație și Dezvoltare Rurală Ioana Radu Rosetti, s-a fi pus în discuție recuperarea doar a sumelor rambursate către acest partener. Având însă în vedere că este afectată însăși condiția de eligibilitate a solicitantului prin transmiterea inexactă a declarației de eligibilitate anexa 3 a cererii de finanțare și având în vedere efectul nulității absolute a tuturor actelor încheiate în cadrul contractului de finanțare și implicit a punerii în situația inițială a părților, urmarea constatării existenței unui conflict de interese, se justifică fără nicio îndoială sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și recuperarea tuturor sumelor rambursate în cadrul proiectului, nefiind oportună și legală acordarea asistenței financiare nerambursabile către o organizație care se află în situațiile constatate mai sus. Cam asta ar fi. Eu spun termenul unic, da. Cuantumul creanței bugetare. Contribuție fonduri UE 709.870 de lei. Contribuție publică națională 116.136 de lei. TVA recuperabil 11.785 de lei.
Debitor Consiliul Local Brăstoroasa, sediu așa, termenul de plată este 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță, care, după cum ați văzut, a fost primit pe 9 noiembrie. Suma totală pe nu pe 9, pe, de suma totală pe 13. Pe 8 miliarde, pe 8, cu 60 de mii. Păi azi, da. Îți spun de fapt că... Nu, am spus și la început, 837.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 837
acest electori. O să mai citesc o dată proiectul de hotărâre, ca să... Am citit, dar două rânduri pot să mai citesc o dată, domn primar. Deci, Consiliul Local ia act de acest proces verbal, da? Dumneavoastră ați luat la cunoștință că există acest proces verbal de constatare a neregulilor și se aprobă contractarea de servicii de asistență juridică în vederea contestării procesului verbal. Aceasta este proiect de hotărâre, doar atât am hotărât noi astăzi. În funcție de cum se va derula, ce succes vom avea în instanță, vom mai vedea ce... Dar câte mai întreba, așa 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 altă de zbun. Timp sunt dreptări cu motivul anului, nu trebuie. Vă vom ține la curent cu mersul... Dacă sunt întrebări, discuții... Să fie la potriu... S-a propus proiectul cu avocat. Așa vede eu. Dispus ceva. Deci vorba de contractat un alt cabinet de avocatură, să înțeleg. Nu-l mai folosiți pe cel vechi care l-ați avut până acum. Dar nu avem contract de avocatură cu nimeni. Dar nu avem niciun contract. Eu știu că este. De asta, ar fi bine să contractăm, într-adevăr, dacă vreți să mă ascultați, Eu asta e propunerea mea. Trebuie găsit un alt cabinet de avocatură să ne reprezinte ca lume. Da. Așa nu ați să pierdem? Păi, trebuie din instanță cineva te duce. Știi, cineva te duce. Acolo de altă te-ai dus. Da, dar trebuie să nu cont că în situația în care va fi nevoit UAD Brusuroasa să plătească 5 luni sau 4 luni, nu va putea să funcționeze. Gândiți-vă, păi să închide, cum să fie și un miliard. Poate fie și un nu există, va cădea, pălăria va fi închisă. Păi să sperăm că nu. Trebuie gândită varianta că primăria trebuie să funcționeze, indiferent de condiții. Nu mă o situație destul de grea, nu știu. Foarte cum. Sunt miliarde și azi. E sumă mare. 400 de privare, cu 2 lei. Mai aveți discuții? Nu. Exact. Dacă nu mai sunt discuții și întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate la secretar. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Brusuroasa pentru lunile decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020. Inițiator domnul primar. Propunem pe domnul Cibotare. De aceea... Dumneavoastră, domnule consilier. Da. Avem o propunere? Am propus domnul Cibotare. Da, mai sunt doi consilieri. Mai sunt propuneri pentru un... Da, mai sunt. Da. Punem la vot. Cine este pentru domnul Cibotare? Nu am uitat să votat. Mirea. Următorul proiect de hotărâre. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al Comunei Brusuroasa și ajustarea valorilor de inventar. Inițiatorul domnul primar. Da. Întrucât aveam anumite drumuri, poduri, podețe care erau înscrise în inventarul Comunei,
am contactat o firmă de evaluare, cu evaluatori, care a făcut evaluarea acestor, le-a dat valoarea libertar, pentru a fi introduse în fiecare în domeniul public sau privat al comunei proastă, în funcție de... Pe proastă trebuie introdus, fie aprobat de către Consiliul Local, introducerea lor în domeniul public și privat al comunei. Nu erau toate ulițe, nu erau prinsă, nu erau alimentare, podiță, nu erau picară, nu erau. Nu erau. Ca să putem, nici puteai să faci investiții. Făceai investiții, ceva care nu exista. Deci, vrei acești podi la un pod. Cum să le duc dacă podul ăla nu există, inventar, nu e așa? Le mai evalua pe toate ca să putem face și investiții și alte lucruri. Și chiar trebuie incluse, că dacă nu... Da. Nu e normal, da. Mai aveți întrebări, discuții? Nu mai sunt. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? S-a votat în anumitate. Următorul proiect de hotărâre. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii octombrie 2019 pentru cadrele didactice și personal auxiliar care desfășoară activitatea la unitățile de învățământ din Comuna Văsuroasa, în restul Bacău. Și de drept deplasat în alte localități. Da. Automat. Da. După cum știți, primăriile sunt obligate să asigure de contarea cheltuielilor de transport, ale cadrului de acție și a persoanelor auxiliar, de la domiciliu până la școala în care se desfășoară activitate. Pentru a plăti acest ban, trebuie aprobarea Consiliului Local, și dați proiectul de hotărâre se referă la aceasta, pentru a aproba de contarea cheltuielilor de transport, ale cadrului de acție și a persoanelor auxiliar, de la domiciliu la școala unde se desfășoară activitate. Avem întrebări, discuții? Poate dumneavoastră? Nu sunt. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate acest proiect de hotărâre. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Inițiator domnul. Aici ați avut materiale, tot cum ați văzut ați uitat de ele, dacă aveți discuții la... Nu, dar s-o crezut cu indicele de inflație, atât, dar nu are domnul Popovic. Omul ăsta, dacă nu are un interes, să bate în joc. Dacă toți suntem, adică, oameni comuni și nu trebuie să-i bate în joc de ei ca să-ți face să fie bine. Este ce situație, simt că și cum. Până și tații mari, nu le poți lua deloc. Dacă așa, dacă sunt cât de cât ok, ele pot fi pasate. Este suficient de mari pentru comuna Văsuroasă. Asta e, nu putem, face parte din europeană. Comparativ, salarii, pensii. Asta e viața, asta e zona. Comisiile de specialitate s-au dat avizul. Așa că să punem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? O abținere, doamna secretar, nu? Deci, avem o abținere, domnul Ciubotaru se abține. Avem o abținere. Abținere care e votat. Da. La următorul proiect de hotărâre. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului colectiv de muncă al funcționarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică. Inițiator primar. Cam toată lumea are acest acord. El cuprinde doar ceea ce este prevăzut și aprobat de lege. Nu conține ceva... Așa. Dar fiind vorba despre mai multe legi, legea concediului de odihnă, legea cu toate drepturile, așa, cum s-a făcut un cod administrativ acum cu toate legile, am făcut și noi un acord colectiv de muncă care cuprinde toate drepturile și obligațiile unui salariat dintr-o primărie, așa că nu conține nimic ceea ce, după cum ați văzut deja la comisie. S-au dat avizele. Da, fel de sindicat. La discuții? Întrebări? Supunem la avocat acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? S-a votat în anumitate. Următorul proiect de hotărâre, proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de casare al obiectelor de... Nu, chiar vreau să sunteți să spuneți. Aș putea să vă dau eu câteva cuvinte. Este vorba despre unele bunuri care aparțin mobile și imobile care sunt cu vechime oarecare, cu grad de uzuri ridicat.
care nu mai sunt funcționabile și trebuiau șterse de pe lista de inventar. Am avut comisii de, avem comisii de inventariere, de comisii de casare. Am hotărât, am... Și ele chiar au fost predate? Da, chiar au fost predate. Au fost de fiecare, fiecare au fost de plații la plații, calculatoare la... Da, au fost predate la instituțiile care sunt abilitate. Pentru a fi scoase din inventar, există o comisie de casare care se ocupa de treaba asta și până nu duci la furnizor să predai deșeuri, nu poți să știți, dă o factură care nu mă că ți-o face inventarul. Da, dacă aveți întrebări, discuții... Dacă știți că cu zoate și le-a dat, eu le-am dat. Da, nu, că au Știu ce sunt. Dacă mai aveți la diverse. Da, la diverse, o întrebare. Mulți cetățeni care au concesiuni pe izlazul comunal cu primăria comunii Dulceroasa se întreabă de ce plătesc impozitul pe teren. Ca așa e legea. Așa spune legea, așa ce legea. Să spune, dar nu Codul fiscal. Prevede că trebuie să plătească... La care folosești terenul, ăla plătești impozitul. Asta e legea. Îl curăță, îl faci și... Îl pute vedea al apei, al... Îl pute vedea al mediului. Asta e treaba de mediu, care să fie cadrezi. Deci codul fiscal prevede. Da, da, da. Orice concesiune, utilizatorul plătești... Orice... Utilizatorul. Că mulți au plătit pe varianta că, de fapt, de dreptul acurile nu sunt plătitoare. Nu, pentru că... Poate eu nu, la persoană fizică? Păi el concesionează la UAT. Da. Și eu vreau și concesionez. Păi la 5 ani ca așa tău, faci ce vrei, ești pe testați, sigur asta. Da, mă, se controlești, nu? Se poate mai discuția. Știu, mai discuția. Și am întrebat din nou și chiar îți curioasă. Poți să fie utilizat persoană fizică, sunt anumit. Bine, domnule, dar nu știu, deci spuneți codul fiscal. Se cheamă taxa pe teren. Taxa pe teren, da, e sigur asta. E ceva normal, domnule. E ceva normal, pentru persoanele fiind și juridice. Ca UAT, am dus avarii autonomie. Alte probleme cu total la expoziție, dacă v-ai învățat de probleme, dacă stau de proiecte, nu știu și nu plăteau impozit. Hai să-l vorbim cu poți. Domn primar, vorbesc acolo la unii gunoiu, la mine că nici nu poate intra mașina în curcă, că e în curbă, că nu și un tub și un șans făcut ca lumea. Un om în considerare și zilele astea chiar ocupăm. Da, domnul. Tot a fost situația cu bună. Luna viitoare, rugați-o pe doamna contabilă să vină cu analiza comparativă cum a venit astăvară pe luni. Știți că noi vin cu tonaș pe cap de locuitor, cine a plătit și... Ca să vedem exact ce s-a întâmplat. Cât s-o colectat, o situație și cu situația... Ca să uitați-o cu situația între luni. E sfârșitul lunii și nu are de... Maximul, cât e minimul... Ca să știm în cine încadră pe locuitor, ca să știm. Cu iluminatul public. Mai mult putea pune acum. Nu. Cu iluminatul public, mai sunt becuri, iasă. De exemplu, ne-am schimbat să dați unde, să-ți un post. De exemplu, chiar la mine, acolo, în față, nu arde. Mai ales, un pic ca în vă spun ca să știți că oricum trebuie, dar mai sunt mai multe de curea. Nu numai acolo, dar mai multe. Eu am trecut și sări de astea, nu mi-am schimbat, poate că chiar urmăresc treaba asta. Nu, dar văd cu pur. Cred că nu vorbesc, mă, de cunoștință de cauză. Eu credeam că vorbești la nivel de comodă. Nu, 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 nu știu, o mai fi, nu știu la nivel. Deci când vine la papisolație, îți promit că o să pui becul, deci nu spun nicio problemă. A fost chiar deschis la tribunație, că s-o alt becul de așa cum a fost. Nu, 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 da, ce să vrei, cum putem face? Alte discuții pentru... Cu proiectele, dacă vreți să vă informez cu ceva, vă să alăți poliții fără ce probleme. Deci, toate zborii, până la proiecte, cu proiecte, cu continuare, da. Te apucăm de grăbine, că ne-am apucat o mare de deci dacă nu mai sunt discuții, nu mai sunt discuții, dați-mi voi, declar închisă ședința. Da, eu vă mulțumesc. Și mulțumim de la vizionare toți.